Dumnezeu a avut un scop măreț când l-a creat pe om. Dacă ne întoarcem la scriptură, la primul capitol din Biblie, vedem cum Dumnezeu a făcut animalele și pe om în aceeași zi. Aceasta a fost ziua a șasea. Mulți dintre noi știm că omul a fost creat în ziua a șasea. Dar tot în aceeași zi au fost făcute și animalele. Și lucrul acesta l-a făcut cu un scop. În prima parte a zilei a șasea a făcut animalele, iar în a doua parte a zilei l-a făcut pe om. În zilele dinainte a creat păsările, pești și toate celelalte lucruri. Este o diferență între păsări, pești și ființele omenești. Dar dacă te uiți la constituția fizică a animalelor, este o asemănare între animale și om. Ochi, picioare, organe interne, toate sunt făcute din aceeași țărână. Dar a fost și o deosebire importantă și aceasta face diferența dintre animale și ființele omenești. Dacă nu se recunoaște aceasta, atunci omul decade la nivelul animalelor. Acesta a fost mesajul pe care Dumnezeu a încercat să-l transmită omului, creându-l în aceeași zi în care a creat și animalele. Din aceeași țărână a creat organe interne asemănătoare, membre asemănătoare, dar totuși există o deosebire importantă. Dumnezeu a suflat în om și el a devenit un suflet viu. Aceasta fiind că Dumnezeu i-a dat un Duh. În 1 Tesaloniceni 5 cu 23 citim că omul este Duh, Suflet și Trup. Pe când un animal nu are Duh, un animal are creier sau minte, poate să gândească, are sentimente. Știm că și câinii au sentimente, la fel ca și oamenii. Dar ei nu au duh. Dumnezeu a suflat în om și omul a primit o parte din el, ceea ce animalele nu au. Și dacă omul nu dă importanță acelei părți a ființei lui pe care animalele nu au, foarte curând va decade la nivelul animalelor. Și aceasta vedem în lumea din jurul nostru când o persoană își predă viața lui Hristos dumnezeu caută să îl aducă înapoi în acel loc în care era adam când a fost creat în care duhul era cel mai important în viața lui aceasta înainte ca să vină păcatul când a venit păcatul, Duhul Omului a murit. Contactul lui cu Dumnezeu a murit. Și când Duhul unui om este mort, el începe să trăiască ca un animal. Pentru că partea cea mai importantă a ființei lui este moartă din cauza păcatului. Hristos vine să reînvie aceasta, să readucă viața în acel Duh. Aceasta se întâmplă când o persoană este născută din nou și când Dumnezeu își pune Duhul Său cel Sfânt în om, partea lăuntrică din noi reînvie, vine la viață. Este ca o înviere. De aceea creștinilor li s-a poruncit să se boteze, pentru că prin botez mărturisim că în Duhul nostru a avut loc o înviere. Și acum, odată ce Duhul devine viu, suntem confruntați mereu cu o alegere. Alegerea de a trăi după îndemnul Duhului Sfânt, suflarea lui Dumnezeu din noi, sau de a trăi după plăcerile trupului acesta, făcut din țărână, așa ca și animalele. Deci, noi ne găsim între doi poli sau între două atrageri. Știm cu toții că sunt dorințe și plăceri ale acestui trup care ne trag în jos, la lucruri lumești, tot timpul. Multe lucruri care ne conduc la păcat sau care ne conduc la distrugerea acestui corp minunat pe care Dumnezeu l-a creat. În același timp, când Hristos vine în noi și când ne deschidem Ființa noastră Duhului Sfânt al lui Dumnezeu găsim un alt pol în noi, o altă atragere. Și dacă ești un creștin adevărat, ai experimentat aceasta. Un pol care te atrage spre a birui aceste dorințe trupești și de a trăi pentru lucrurile eterne, pentru lucrurile cerești, pentru lucrurile lui Dumnezeu. Niciun animal nu simte aceasta niciodată. Deci vedem aici în Geneza, capitolul 1, că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, a spus ceva când a creat toate celelalte animale, nu a spus că ar avea un plan pentru ele în legătură cu el însuși. Dar când să-l creeze pe om, sau înainte de a-l crea, a spus aceste cuvinte în Geneza 1 cu 26. Dumnezeu a spus, să-l facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Aici avem declarația planului sau a scopului său înainte de a fi fost creat omul. Pe când despre toate celelalte lucruri pe care le-a creat Dumnezeu, despre care citim din versetul 3, începând din Geneza 1, Dumnezeu a spus numai ceva și a fost lumină. Dumnezeu a spus ceva și a apărut pământul uscat. Apoi a mai spus ceva și a apărut soarele și luna. Dumnezeu a spus ceva și au apărut pești și păsările. A făcut același lucru cu animalele. Să dea pământul viețuitoare, versetul 24. Dar Dumnezeu nu a spus să fie un bărbat sau să fie o femeie, așa cum a spus despre tot restul creației sale. Omul trebuia să fie ceva special, mai important decât orice lucru pe care l-a creat Dumnezeu, pentru că el urma să fie făcut după asemănarea lui Dumnezeu, privilegiu pe care nici chiar îngerii din ceruri nu-l au. Așa că citim aici, în Geneza 1 cu 26, Dumnezeu a zis, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și când omul trăiește în concordanță cu aceasta, reflectând chipul lui Dumnezeu, el are autoritate. Ei să stăpânească. Gândiți-vă la fraza aceasta. Ei, adică bărbatul și femeia, care au fost creați de Dumnezeu, să fie regi, să stăpânească, să stăpânească peste dorințele lor, să stăpânească peste tot de pe pământul acesta. Ei trebuiau să fie regi. Dar iată ce s-a întâmplat în Geneza, capitolul 3. Când omul păcătuiește, el devine imediat rob. Regele a decăzut, devenind rob într-o clipă. După un singur act al neascultării. Vocea lui Dumnezeu în Duhul lui spunea că nu trebuie să ia din acel pom pe care Dumnezeu l-a interzis. Dar Adam n-a ascultat acea voce. El a răspuns atragerii părții lui pământești. Tu și eu, de asemenea, avem o parte pământească. Și, de asemenea, o parte duhovnicească. Partea duhovnicească este cea care ne trage în sus, înspre Dumnezeu. Și partea pământească este cea care ne trage în jos, înspre lucrurile pământești. Asta nu înseamnă că nu ne putem folosi de lucrurile pământești. De fapt, Dumnezeu, când a trimis pe Adam și Eva în acea grădină, acolo erau sute și mii de copaci minunați. Dumnezeu l-a creat pe om cu dorința de a mânca foamea este ceva ce a pus Dumnezeu în corpul omenesc. Și dorința de a mânca nu este ceva rău sau păcătos. Doar când este folosită în mod greșit, poate deveni păcat. Deci Dumnezeu nu i-a spus lui Adam, tu nu trebuie să mănânci nimic. Trebuie să te desconsideri, să devii ascetic și să postești. Nu. El a spus, poți să mănânci tot ce vrei. Dar aici este ceva ce nu trebuie să mănânci. Și când Adam și Eva au stat în fața acelui copac, au fost confruntați cu acea atragere a vocii lui Dumnezeu care le spunea să trăiască după standardele lui. Și acolo era și atragerea trupului, care îi trăgea de cealaltă parte, să mănânce din acel fruct atrăgător. Spune în Geneza 3,6 că femeia a văzut ceva în copac care era bun de mâncat. Era o plăcere a ochilor ei și ceva care o atrăgea fizic. Ar trebui să avem grijă și noi la aceste lucruri, pentru că trăim într-o lume unde sunt așa multe lucruri care atrag simțurile noastre. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a creat, de care să ne bucurăm, dar de asemenea sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a interzis. Și dacă permitem simțurilor noastre să răspundă lucrurilor pe care Dumnezeu le-a interzis, atunci permitem părții noastre pământești să ne tragă în jos. Și vom trăi pentru asta și nu vom răspunde vocii conștiinței din noi, care ne trage în sus. Și după o perioadă de timp, treptat, vom deveni ca și animalele. Când Isus a luat un copil mic în brațe, el a spus că, de pe fața pământului, acesta este cel mai aproape de cer. Când ucenicii l-au întrebat cine este cel mai mare din împărăția lui Dumnezeu, el a luat atunci un copil și a spus: Acesta este cel mai mare din împărăția lui Dumnezeu. Pentru că un copil mic este probabil cea mai apropiată ființă de cer pe care o putem vedea pe fața pământului. Când te uiți în ochii unui copilaș, vezi cei mai curați ochi. Cea mai curată ființă care se poate vedea pe pământ. Cel mai apropiat de cer. Dar pe măsură ce acel copilaș crește și răspunde părții lui pământești, treptat, el devine tot mai mult ca și un animal. Și dacă acel copil nu răspunde chemării lui Hristos și nu permite lui Dumnezeu să îi reînvie Duhul, el va merge tot mai jos. Și vedeți cum multe ființe omenești din lume fac unele lucruri oribile pe care nici animalele nu le fac. Așa că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, a suflat în el și planul lui a fost ca bărbatul și femeia să stăpânească. Omul nu trebuie să fie rob. Vreau să spun în numele lui Isus că Dumnezeu niciodată nu a vrut ca tu să fii un rob. Nu trebuie să fii rob al vinei, al fricii, al descurajării al păcatului, al poftelor tale, al fricii de oameni sau orice alt lucru. Dumnezeu vrea ca tu să fii un biruitor, să stăpânești peste toate, și singurul mod de a face aceasta este să răspunzi chemării în sus a lui Dumnezeu, tot timpul, și să ceri puterea lui să biruiești lucrurile care te trag în jos. Deci care a fost planul lui Dumnezeu când l-a creat pe om? Spune aici să reflecte chipul lui Dumnezeu. Omul trebuia să fie reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ. Și aici omul a ieșuat lamentabil. Apostolul Pavel folosește cuvântul ambasador în 2 Corinteni capitolul 5. El spune, noi suntem ambasadorii lui Hristos, 2 Corinteni 5 cu 20. Știți că un ambasador al unei națiuni reprezintă națiunea aceea? Ambasadorul Thailandei va reprezenta țara Thailandei. Ambasadorul Australiei va reprezenta Australia. Un ambasador al lui Hristos trebuie să-l reprezinte pe Hristos prin comportamentul și purtarea sa. Și asta vedem aici în Geneza 1, când Dumnezeu spune: Să facem om după chipul nostru. Erau deja milioane și milioane de îngeri pe care i-a creat Dumnezeu, dar nici unul dintre ei nu puteau să fie ambasadorii lui. Ei puteau să fie slujitorii lui, puteau să facă multe lucruri pe care Dumnezeu le-a spus să le facă. Acei îngeri aveau puteri supranaturale, dar nu l-puteau reprezenta. De fapt, în toată creația nu era nimic care să poată să-l reprezinte pe Dumnezeu. Dar când Dumnezeu l-a creat pe om, a avut un reprezentant. A avut un om care reflecta cum era Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul lui, omul avea capacitatea de a fi împărtășit cu Dumnezeu. Există o parte în lăuntrul nostru care nu va fi niciodată mulțumită până nu este acel loc ocupat chiar de Dumnezeu însuși. De aceea oamenii sunt neliniștiți, de aceea se sinucid și sunt frustrați, chiar și oamenii care au o mulțime de bani. Mulți oameni din lumea aceasta cred că dacă ai mulți bani, toate problemele ți se rezolvate. Sunt atât de multe cazuri când oamenii care au avut mulți bani, într-un final, s-au sinucis. Pentru că este, să zicem, un gol, un vid în noi, sub forma lui Dumnezeu, înăuntrul nostru, care nu poate fi umplut cu bani sau relații intime sau orice altă plăcere pământească. Poți să ai o poziție înaltă, onoare, bogăție, Poți să ai orice, dar golul acela poate fi umplut când Creatorului, care l-a creat pe om pentru el însuși, îi se dă dreptul să intre acolo unde îi este locul. Deci, care a fost planul lui Dumnezeu pentru om? Ca omul să fie stăpân, să îl reprezinte și a mai spus că omul trebuie să fie roditor și să se înmulțească. Geneza 1 cu 28. Pentru ca să nu fie un singur reprezentant. Reprezentând pe Dumnezeu pe pământ, nu doar Adam și Eva, ci mult mai mulți. Ei să aibă copii, care și ei, la rândul lor, să îl reprezinte pe Dumnezeu. Deci, când vedem planul lui Dumnezeu de la început pentru om, vedem că omul a ratat acest plan. Și chiar mulți care pretind că sunt creștini și că l-au primit pe Hristos, au dat greș. Și noi ne putem pune următoarea întrebare: Îl reprezentăm noi pe Hristos într-un mod corect? Ce vreau să spun? Oamenii care se uită la noi, pot ei să vadă ceva din cum este Dumnezeu? Dacă nu vedem lucrul acesta ca și un scop al vieții noastre, nu vom fi capabili să-l împlinim. Deci noi nu putem împlini un scop dacă nu știm care este acel scop. Și am impresia că mulți creștini nu au văzut clar care este scopul lui Dumnezeu. Se pare că ei nu văd sau nu-și dau seama că atunci când spun sau fac ceva ce nu-i place lui Hristos, ei ratează planul pe care Dumnezeu l-a avut cu ei când i-a pus pe pământ. Ei nu sunt aici doar să participe la slujbele Bisericii, să studieze Biblia, să crească în cunoștința lui Dumnezeu și o dată pe săptămână să cânte și să se închine Domnului. Toate acestea sunt bune, dar scopul final al acestor lucruri este ca în fiecare zi, în fiecare moment al vieții noastre, să reflectăm natura lui Dumnezeu. Sub Vechiul Testament, acest lucru nu era posibil. Este posibil abia după ziua cinzecimii când Duhul Sfânt a venit pentru a împlini acel plan de la început pe care Dumnezeu îl avea pentru om când l-a creat. Căci prin venirea diavolului și făcându-l pe Adam să păcătuiască, a stricat planul lui Dumnezeu. Dar a fost din nou restaurat când a venit Hristos și l-a ridicat din nou pe om la locul de unde putea împlini planul de la început al lui Dumnezeu. Dacă am face un grafic al planului lui Dumnezeu pentru om, nu ar fi o linie dreaptă, orizontală, pe care ar fi avut-o Dumnezeu un plan, ci una ascendentă. Pentru că planul lui Dumnezeu pentru Adam era ca el să crească în cunoștința lui Dumnezeu. Dar acea linie crescândă, în curând, a mers în jos. Și în acel grafic avem o mare linie descendentă. Și de aici. Hristos a venit să ne ridice înapoi la planul de la început al lui Dumnezeu pentru Adam. Deci dacă planul de la început al lui Dumnezeu era o linie ascendentă, în sus, apare apoi un declin mare din cauza căderii omului. Noi suntem acum aici, la bază. Și când vine Hristos să ne salveze, când suntem născuți din nou și mântuiți, suntem aduși înapoi la acea linie care era planul de la început al lui Dumnezeu pentru Adam. Și planul nu este ca să rămânem acolo, ci să mergem înainte în acel plan al lui Dumnezeu reprezentat de linia crescândă. Mulți creștini, fiindcă nu înțeleg aceasta, ei cred că mântuirea a fost să ne aducă de jos până la acest nivel. Și acolo rămân pentru totdeauna. Ei cred probabil că planul lui Dumnezeu este să meargă să mărturisească și altora aceasta și să le spună că Hristos a murit pentru păcatele noastre și să aducă și alți oameni la Dumnezeu. Toate acestea sunt minunate, dar scopul lui Dumnezeu de a ne aduce din nou la nivelul acelei linii ascendente este pentru a împlini planul de la început al lui Dumnezeu. Și dacă acesta nu se împlinește, atunci putem spune că o mare parte a planului de mântuire nu a fost împlinit. Dacă tot ceea ce primim este iertarea păcatelor noastre și curățirea inimii noastre și a conștiinței de păcat, atunci nu am înțeles tot planul lui Dumnezeu. Dacă ai o cană în bucătărie și o speli frumos și o curățești, care este scopul spălării și curățării unei căni? Nu este pentru decor. Nu ținem căni pentru decor. O cană este menită să țină un lichid pe care îl bem. Poate fi lapte, poate fi apă, poate fi cafea sau ceai. Dar tot scopul spălării acelei căni este ca să poată fi umplută cu ceva. Deci tot scopul venirii lui Hristos, curățind inima noastră, este acela ca, într-un final, să ne readucă în acel loc unde planul de la început al lui Dumnezeu să poată fi împlinit în viețile noastre. Așa cum este descris aici, să facem om după chipul nostru. Aici a eșuat Adam, dar Hristos m-a readus la acel loc unde eu ar trebui să reflect chipul lui Hristos, să fiu un ambasador al lui Isus Hristos, să pot să arăt altor oameni cum este Hristos. Eu văd aceasta ca și o chemare a mea. Ori de câte ori dau greș, și alunec din acea chemare, eu spun, aici am greșit grav înaintea lui Dumnezeu. Este o chestiune serioasă că am greșit față de Dumnezeu. Trebuie să mă reîntorc la acel plan de la început și să-l împlinesc. Așa că mă pocăiesc și spun, Doamne, Te-am dezamăgit. Vreau să împlinesc acel plan care l-ai avut pentru Adam, pe care l-ai refăcut în mine prin mântuirea care este în Hristos. Așa cum am spus la început, acestea sunt cele două atrageri. Atragerea în jos din cauza trupului nostru făcut din țărână și atragerea în sus pentru toți care suntem creștini născuți din nou. Este vocea Duhului Sfânt din conștiința noastră care ne ridică spre lucrurile cerești. Și aici avem nevoie de puterea Duhului Sfânt ca să continui să răspund acestei atrageri în sus. Pavel spunea odată că vroia să apuce premiul pentru că și Hristos l-a apucat pe el. Știa că Hristos l-a apucat pe el cu un scop. Planul lui Dumnezeu pentru Pavel nu era numai să salveze suflete și să formeze biserici, ci planul lui Dumnezeu pentru Pavel era să oglindească chipul lui Dumnezeu, să fie un stăpân. Și din poziția aceasta, să îi slujească lui Dumnezeu, salvând suflete și formând biserici. Dumnezeu l-a creat pe Adam nu pentru că avea nevoie de un slujitor. Nu. El avea deja milioane de îngeri. El nu a spus, păi avem o grădină aici și cineva trebuie să aibă grijă de grădină. Nu. Nu de aceasta l-a creat pe Adam. El l-a creat pe Adam ca să aibă părtășie cu el. De aceea, de îndată ce l-a creat pe Adam, chiar din prima zi din care Adam a existat, a fost o sărbătoare pentru el. A fost sabatul, a șaptea zi pentru Dumnezeu, dar prima zi pentru Adam. Și a avut părtășie cu el. Dumnezeu încerca să-i spună lui Adam, Ascultă, Adame, cel mai important lucru pe care îl vreau în viața ta este părtășie. Vreau să am părtășie cu tine. Și numai atunci tu poți să oglindești natura mea. Este ca electricitatea. Dacă vrei ca o lampă să lumineze, trebuie să fie legată la o priză. Și când omul este în conexiune cu Dumnezeu, natura lui Dumnezeu este arătată. Omul este ca o lampă. Are capacitatea de a reflecta natura lui Dumnezeu, dar nu este produsă pe cont propriu. Un bec nu poate să ardă pe cont propriu. Are capacitatea de a arde și să dea multă lumină, dar de unul singur nu poate lumina. Când este legat la o priză și curentul electric trece prin el, el luminează. Aceasta este o imagine frumoasă a modului în care Dumnezeu dorea ca Adam și Eva să trăiască, conectați la el, cu viața lui Dumnezeu curgând în ei și manifestându-se prin ei. Aici a dat Adam greș. Așadar, Dumnezeu nu ne cere să biruim poftele singuri. Toți dintre noi avem dorințe care ne trag în jos, înspre ceea ce numim păcat. El spune, fi conectat cu mine, permite Duhului meu să vină să umple inima ta și apoi, ca și acel bec, să luminezi neîntrerupt. Duhul Sfânt poate să ne dea acea putere să trăim viața pe care Dumnezeu dorea ca Adam să o trăiască și pe care vrea să o trăiești și tu. Dumnezeu să vă binecuvinteze!